Cât? Nu, 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 pe telefon bați, se face așa, îți bați numărul liniei, dai mesaj nou. Așa, mesaj nou. 7479. Mai un pic, așa. Da. 7479. Da, și după aceea, de 7479. Și linia, cât este asta? 30. 30. 30. 7479 și mesaj 30. Deci la numărul 7479 trimit SMS cu 30. Gata, și după aceea ți-a venit SMS. Exact. Și este trimis. Și ați plătit călătoria. Biletul pentru linia 30 a fost activat, valabil până la cost total 0,60 în cont cu. Da, așa am plătit și am făcut și eu, am plătit. Suntem în drept legal în momentul ăsta. Acum suntem legal, nu? Legal, da. Fără probleme. Luați un loc la fereastră. Așa. Dacă îmi dați voi țara dumneavoastră. Unde doriți. Încercăm să prioritizăm transportul în comun ca o soluție pentru decongestionarea traficului. Pentru asta trebuie două, trei condiții elementare. În primul rând, infrastructură performantă, adică de calitate, autobuze în care să te simți confortabil, cu Wi-Fi, cu aer condiționat, cu podea joasă, cu tot ce înseamnă. Să circule regulat și la timp, adică dacă afișează acolo la 10 și 8, la 10 și 8 merge. Trei, să facem benzi dedicate cât mai multe pentru transportul public. Da. Și asta e soluția. Nu poți să prioritizezi și mașina și autobuzul. Și așa atunci am prioritizat transportul în comun, deja pe multe dintre linii, chiar pe traseul ăsta s-o merge pe o porțiune de linie dedicată pentru transportul în comun. Pentru că e nemulțumire la început, dar după aceea oamenii până la urmă apreciază când văd că dacă te-ai urcat la 10 și 8 minute, ai ajuns la 10.40 în celălalt colț al orașului, având și semaforile sincronizate și linie dedicată pentru autobuze, pe care mai circulă doar cei cu bicicletele. Da. În eu o să mă abțin cu greu să nu fac comparații cu Bucureștiul, pe care îl știu mai bine. Că atunci când vii la Cluj, dintr-o dată ai senzația asta un pic ciudată că e altceva. Și senzația asta de altceva mă preocupă acum, dar încerc să am o conversație în care să nu vă laudăm prea tare, pentru că sunt convins că sunteți obișnuit. Nu, 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 de laude, că mai avem și multe lucruri de făcut și nici noi n-am inventat apa caldă, să știți, că lucrurile acestea se întâmplă în Europa normal, sunt lucruri normale, adică exact. Sunt normalitatea și noi doar dorim să le oferim clujenilor normalitatea pe care să o simtă la plecarea Europa. Slavă Domnului, mai avem de lucru până acolo. O, da, din nefericire, da. V-am întrerupt cu stația asta, sunt două categorii. Asta e o stație de încărcare lentă și mai bună stație de încărcare rapidă. Deci stația rapidă încarcă, știu eu, în câteva zeci de minute. Stațiile de încărcare lentă durează 6 ore, durează mai mult timp. Și alternează în funcție de programul pe care îl stabilim cu compania de transport public. Și aceste lucruri vor fi extinse, evident, în oraș în continuare. Asta chiar îi văd aici, captatorul așa pentru încărcare rapidă deasupra. Absolut, pentru că trebuie să ai ambele modalități la dispoziție, dar oricum toate autobuzele au autonomia asta necesară încât să facă față la orice traseu din oraș, să nu existe sincope de încărcării. Sunt multe orașe care au scos troleibuzele sau tramvaiele. Nu e o mare prostie, sincer vă spun. Eu la Brașov mi-aduc aminte că aveam linia 101. Care tăia tot orașul cu tramvai. Acum au asfaltat. Da, a fost o ofensivă la un moment dat, cred că după 90, de eliminarea tramvailor din orașe. De ce? Pentru că s-au considerat că sunt demodate, că sunt vechite, că țin de regimul comunist. Am spus nu. Am avut și noi o asemenea strategie în analiză la Cluj și m-am opus categoric eliminării liniei de tramvai din oraș, considerând că ceea ce spuneați dumneavoastră, practic îți asigură o conectivitate dintr-o parte în alta a orașului, cu un volum mare de cetățeni și cu capacitate de tramvaie moderne. Și atunci am trecut invers. Am modernizat linia de tramvai, că era un mare obstacol. Zice, exact. Nu era de vină tramvaiul, era problema cu linia care, fiind învechită, nemodernizată de pe vremea lui Ceaușescu, în primul rând că făceau zgomotul ăla îngrozitor, așa, deranja. Doi, în zona centrală trepidau pereții de la case. Și într-adevăr înțelegeam nemulțumirea oamenilor. Și atunci, primul proiect european, cred că pe care l-am solicitat, a fost de modernizarea liniei de tramvai cu sistem magnetic, deci, cu amortizor, cu sistem până la amortizare, urmă, tramvaiul încât în momentul de față linia e modernizată și, repet, nu se compară capacitatea de transport pe care o are un tramvai chiar în comparație cu un autobuz. Așa este. Dublă aproape și, din acest punct de vedere, acum lucrăm la prioritizarea și a liniei de tramvai, chiar dacă este într-o zonă aproape imposibilă. Să aibă culoar linia de tramvai, ca să meargă, separa, să meargă exact după graficul pe care l-ai. Pentru că nu e normal să stea un tramvai cu 150 de oameni după mașini în care se află câte un cetățean în fiecare mașină. Bineînțeles că și cetățenii care doresc să opteze pentru mașină pot să o facă, dar epoca în care un conducător, o mașină,
este apusă epoca asta și în România, cred, și în Cluj, și în Europa. Exact. Modalitatea alternativă trebuie să fie pe un transport nepoluant, pe un transport public de performanță și pe modalitățile de sharing, pentru că nu mai putem să fim... Ajungem și acolo, că este un subiect foarte, da, foarte fierbinte. Hai deocamdată să ne bucurăm un pic de momentul ăsta. Am plecat de la cap de linie. Da, din Mărești, suntem de la podul Ira, cum se numește aici la Clujeni, de la capăt de linie. Și o linie nouă care practic brăzdează tot orașul. Dar ce mă surprinde este cât de repede poți să aduci civilizația în România din două, trei chestii. Autobuzul nou, e curat, nu face gălăgie, nu trepidează, merge pe un drum proaspăt asfaltat și am văzut că asfaltați o grămadă de străzi în oraș. Am senzația că vă fac campanie electorală, dar și nu candidați. Bun, că și astea se dă după campanie, ca să ne exact, înțelegem. Exact, suntem după campanie. Dar chiar și așa, cât de ușor poți să aduci această senzație de civilizație din două, trei lucruri? Un pic de iarbă, o bordură, un asfalt mai nou, un autobuz care merge și vine la timp. Și nu ai nevoie de foarte multe lucruri ca să aduci normalitatea pe care mulți dintre români o caută, nu o mai găsesc aici și ajung să emigreze. Eu vă spun din experiența pe care o am. Marea provocare a României și cu atât mai mult a Clujului este cum să ne menținem tinerii, talentele acasă și cum să ducem acasă pe cei care sunt în străinătate. Resursa umană este cea mai importantă resursă a planetei. Nu aurul, nu pădurea, dimpotrivă omul și resursa umană e cea mai mare resursă pe care o poate avea o planetă. Asta transformă Clujul? Eu spun Clujul este ceea ce este, în primul rând, datorită oamenilor, a talentelor și a resursei umane existente aici. Și obiectivul nostru ca administrație este doar să promovăm cele politici prin care să-i ținem pe oameni aici să rămână la Cluj. Cei care eventual ar vrea să plece în străinătate, în primul rând, să facă un stop la Cluj, să zică, poate să poate și în România, aici. Așa. La noi. Și pe cei care sunt în străinătate să-i aducem acasă, pentru că și aia reprezintă o resursă absolut uriașă. Gândiți-vă că au know-how, o mentalitate și au și o resursă financiară exact. Potrivită. Ei sunt cei care vor schimba și România, în definitiv, ei sunt cei care schimbă și orașele noastre în momentul de față. Și de ce au nevoie pentru asta? Au nevoie de câteva lucruri. În primul rând, de un salariu nu neapărat ca în Occident, dar mai bine decât în țară. Am observat chestia asta. Salarii mai bine plătite. Exact. Și doi, calitatea vieții. Prin calitatea vieții înțelegem de la calitatea transportului public, la calitatea educației, a sănătății și a mediului în care trăim. Adică ce spuneți dumneavoastră, să ai un parc, să ai o pistă de biciclete, să ai un drum asfaltat, să ți ridice gunoiul la tine. Nu trebuie foarte multe lucruri ca adică să te simți. Normale, nu știu că e abecedarul, că doar spuneam noi asfalt, B, canalizare. Deci ABC-ul civilizației, asfalt, B, canalizare, să le asigură să nu mai existe probleme că n-ai un drum asfaltat, n-ai iluminatul public asigurat. Da. Pentru că asta asigură și siguranța cetățenului când e pe stradă, în parc, merge copilul la școală, că apropo, avem programul ăsta cu autobuzele școlare, care conferă cetățeanului șansa să își trimite copilul dimineața cu autobuzul dedicat școlar, îl ia din stație, polițistul local este în interiorul autobuzului, merge direct la școală, acolo coboară, după ce termină curse cu același autobuz școlar. Am mai auzit ideea asta pe la niște politicieni de la noi. Funcționează deja în oraș, funcționează la noi, deja din februarie. Acum o să mai extindem încă 5 școli din zona centrală, cu încă 10 autobuze școlare, ca să asigurăm pentru deja 5 cu 2, pentru 7 unități școlare, nu, 8 cu 2, 10 unități școlare. Dar haideți să le explicăm oamenilor, nu e o chestie de lux, este o chestie care până la urmă vă ajută să rezolvați probleme de trafic. Păi, știți bine că vedeam prin filmele astea americane, School Bus, nu? Că ne uitam și vedeam, deci nu e un lucru nou, e de 20 de ani prin Europa, prin America, nu e o chestie, dar e o formă iarăși de respect față de cetățean și de a asigura posibilitatea să-și trimită și să-și aducă de la școală copilul în condiții de maximă siguranță și 500 de mașini nu sunt în centrul Clujului dimineața. Despre asta e marele avantaj. 500 de mașini scoase din oraș, pentru că... În ore critice, în orele mari. Într-un autobuz școlar cât în cap? 20-30 de copii o dată? Nu, am cumpărat acum speciale, sunt 40 de locuri pe scaune. Deci autobuzele școlare nu sunt ca acestea. Sunt special achiziționate pentru școli care au 40 de lucruri pe scaun pentru că înseamnă mai multe elemente de siguranță. 40 de copii înseamnă cel puțin 30 de mașini mai puțin. Categoric, per fiecare autobuz. Per fiecare autobuz și gândiți-vă la frecvența de circulație în fiecare dimineață exact. Și la întoarcerea lor de la școală. Deci, și știți, acest proiect a fost produsul bugetării participative. A fost cel mai votat proiect de către clujeni în cazul primului proces din România de bugetare participativă. Asta online. Cu bugetarea participativă sună așa la condițional optativ, că am putea, nu, dar, e reală. Dar stăteam de vorbă cu cineva din echipa noastră ieri, întâmplător că am avut la discuția despre blockchain. Și prima dată acolo vrem să facem acum blockchain-ul pentru prima dată, să aplicăm tehnologia inteligența blockchain artificială, pentru... blockchain, nu știu ce le dați oamenilor ăsta la primărie, că își bat capul să învețe cu chestiile astea. Eu nu am parteneri de conversație despre blockchain în nicio altă instituție a statului.
Păi, sau despre... cum să vă spun, ei trebuie să se racordeze la oraș, că orașul cere acest lucru. Noi, dacă nu suntem măcar la nivelul orașului, devenim o frână în care modernizării lui. Deci de aceea sunt obligați, colegii mei din primărie sunt obligați să fie racordați la, ce, la limba timpului prezent pe care o vorbim. Iar orașul astăzi este branduit așa, oraș al inovării, iar viitorul este cel de a-l brandui pe inteligența artificială, blockchain, Internet of Things, Smart City ca și concept. Ăsta e brandul fundamental al orașului, de unde vin și salarii mai bine plătite, de unde vin și slujbele viitorului și de unde ne asigurăm și modernitatea și calitatea vieții. Deci, în cadrul procesului de bugetare participativă, avem în vedere să utilizăm blockchain-ul, tocmai ca elemente de transparență și siguranță. Cum faceți chestia asta? Cum o să faceți efectiv? Pentru că, în teorie, prin blockchain poți să ajungi ca oamenii să voteze doriți exact. De fi. Fără, se poate vota la, pentru că este pentru sistemul de vot. Sistemul acesta de bugetare participativă presupune următorul lucru, că se depun proiecte în valoare de către cetățeni, aproximativ până la 150.000 de euro. Aceste proiecte sunt evaluate tehnic de către noi, dacă avem cadrul legal. Dacă avem cadrul legal, ele se supun procesului de vot public în două etape, prima dată pe categorii, spații verzi, infrastructură, educație, sănătate, cultură, divertisment și așa mai departe. În prima etapă, cetățenii votează prima opțiune pe secțiuni și se face un clasament. Și aici vine blockchain-ul să ne ajute pe transparență. Cum faceți chestia asta efectiv? Este aplicație, te-ai înscris pur și simplu pe telefon, pe computer, ori de unde poți să vezi și să votezi. Cum faceți să validați că fiecare vot este un cetățean? Avem în spate o echipă care validează și verifică acest lucru. L-am făcut o licitație prin care am găsit această aplicație care este acreditată și autorizată. Primăria are controlul total public, deci nu este un control privat asupra ei. După care este etapa a doua, când cetățenii din cele 15-20 de proiecte selectate pe categorii votează cele mai importante proiecte. Și la aplicație. Din aplicație. Și etapa a doua este tot din aplicație, tot vot, direct din oriunde te-ai afla, poți să votezi cu condiția să fii cetățean al Clujului sau să lucrezi în Cluj. Deci, și atunci puteți să știți exact câți oameni au votat. Tot, ai toată evidența exactă. Se poate audita, se poate verifica și valida în cazul. Oricine poate solicita, se poate vedea proba martor și de aceea blockchain ne va asigura transparența totală în asemenea demers. Ei, după aceea, acele proiecte votate se includ în bugetul local pentru finanțare în anul următor cu suma aferentă. Așa a fost și proiectul cu autobuzele școlare. A fost cel mai votat proiect, l-am pus în buget, am cumpărat 10 autobuze școlare și se întâmplă în teren. Da. E o formă de iarăși de respect față de cetățean. Ei ne plătesc impozite și taxe și o parte din banii pe care îi plătesc, ei decid cum să fie cheltuiți de către administrația locală, să nu lase doar la aprecierea primăriei și a Consiliului Local. Ei direct decid și cum să fie cheltuită o parte din sumele de bani aferente. Se uită oamenii la noi de prin trafic, dar nu se uită nimeni urât. Asta mi se pare interesant. Clujenii politicoși și să știți că orașul nostru a fost desemnat a fi cel mai prietenos oraș din Uniunea Europeană cu vizitatorii. A fost un sondaj făcut de Uniunea Europeană, mai multe orașe europene, dar n-a fost iar orașul așa. Nostru... La început oamenii erau stresați de venirea străinilor care aglomerau orașul, ridicau prețurile, ăștia cu IT-ul care au ridicat chiriile. Nu a fost întotdeauna atât de prietenoasă treaba. Eu spun că ardelenii întotdeauna au avut în ADN așa un sentiment de ospitalitate. E adevărat că odată cu creșterea oarecum accesului spre prosperitate, acest lucru ajută și mai mult să devin și mai ospitalier, ziceți și mai elegant și mai civilizat. Vin străini, vin și banii. Absolut. Deci sunt cele două lucruri legate. Odată având investiții, odată având lucruri importante, mici resurse financiare, salariul mai mare și atunci poți să-ți permiți mai multe lucruri. De fapt, ce urmărim noi? Povestea aia cu clasa de mijloc e o frază care nu spune nimic pentru cetățeanul obișnuit. Noi dorim ca cei mai mulți oameni din orașul ăsta să nu aibă grijă a zilei de mâine. Asta e cel mai mare obiectiv pe care îți spun. Asta înseamnă de fapt clasa de mijloc. Dar asta nu este ușor, pentru că aveți 20.000 de oameni în IT și vreo 40.000 care sunt... Plus clasa pensionarilor care, din nefericire, exact. Sunt într-o situație oarecum dificilă, pentru că venind cu pensiile după regimul comunist, ele încă sunt la un nivel care nu acoperă costul vieții și atunci venind cu câteva politici publice pentru a sprijini categoria respectivă. Dar nu simțiți că se creează totuși o distanță puțin între zona de IT care merge foarte bine, oamenii câștigă ca afară, deja chiar ca afară, dar se apropie. Oricum, raportat la costul vieții de aici, mulți din câte știu, eu îmi povestesc cu oameni din companii mari de IT din Cluj, că au o problemă să-și convingă oamenii să meargă detașat pentru nu știu ce proiect în Silicon Valley. Preferă să lucreze de la Cluj. Asta e obiectivul nostru, să-i ținem aici, să lucreze aici, dacă îi dai calitatea vieții și le dai atmosfera unui mediu cultural vibrant, un oraș în care sunt te plictisești niciodată, exact. Să ai deschidere de și evenimente. Dar cu ăștia s-a rezolvat. De sub ei vine totuși o masă mare de oameni care câștigă foarte puțin, au pensii mici. Deci, repet, aici
Viziunea noastră e în felul următor. Orașul e construit pe patru litere T. Talente, sute de mii de studenți, tehnologie pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, utilizând aceste procedee la plata taxelor locale și planificarea căsătoriilor. Da, se poate face online, dacă vrei să vă căsătoriți, planificăm, vine primarul și rezolvă această problemă cu planificare totul online sau la foarte multe proceduri, de exemplu eliberarea certificatelor de urbanism, prelungirea autorizației de construcție, fie făcute online prin tehnologia modernă și așa mai departe. A treia literă este toleranță. Toleranță. Adică înseamnă că fiecare trebuie să se simtă acasă în orașul acesta, indiferent de etnia care etnia aparține sau de unde vine. Un oraș în care ce stare socială punem accent, sau stare socială, punem accent pe dimensiunea aceasta de a ne uni și nu dezbina. Adică să facem lucruri care să ne unească și să nu ne dezbine. Pentru că dezbina e foarte simplu, a unii nu e ușor. Și fiecare să construiască câte o cărămidă. Și al patra, trebuie încrederea. Ok. Încredere între cetățean și administrație publică, între administrație publică, medii, privat. Dar astea sunt cuvinte frumoase. Nu, dar să se întâmple întâi prin politici concrete. Și ultimul este inclusivul. Inclusiv. Nimeni nu este lăsat în urmă, nimeni nu este abandonat. Cum puteți face lucrul ăsta? Pentru că avem deja experiența nefericită a altor orașe mari. Știți că despre Cluj se mai spune că este Silicon Valley-ul României. Da, datorită dimensiunii de inovare. Este. Exact. Așa. Dar în San Francisco ați fost? Am fost în San Francisco. Ați văzut ce e în centru? Da, este cea mai mare, este cea mai mare rată de persoane fără adăpost din lume pe care exact. Am văzut-o eu. Pentru că oamenii din IT câștigă atât de bine încât oamenii ceilalți, adică au ajuns să aducă oameni care să spele pe jos și să facă cafele de la 100 de kilometri distanță și nu mai permit să stea în oraș. Cum faceți să protejați comunitatea locală de clujeni să se simtă în oraș, ca să fie incluși în condițiile în care totuși orașul trebuie să crească prin tehnologie, prin jocuri și o resursă importantă, e un motor important de creștere economică. Și am spus, nimeni nu este abandonat, nimeni nu este lăsat în urmă. Asta ce înseamnă? Chiar de la nivelul cel mai de jos, de la persoanele fără adăpost. Aici îmi permis să compar cu alte orașe din lume, noi am luat o atitudine activă a instituției noastre, a primăriei, și nu a lăsat lucrurile se fer, se pase, lăsați-le să se întâmple, că nu ne interesează. Și atunci, avem adică peste... Adică că nu au văzut domenii fără și uitați că explicați asta, nu credeți că orașele acestea mari, cum e Cluj, orașe magnet, nu atrag pe lângă lucrurile bune și lucrurile care sunt mai complicate în societate. Și atunci, atitudinea proactivă este foarte importantă. Cum? Avem peste 150 de locuri pentru persoane fără adăpost și suntem în construcție cu încă 100, unde se oferă oricărui ființe umane care are probleme cu adăpostul, cu viața de zi cu zi și nu poate să trăiască, să aibă un pat, căldură, acoperiș, două mese calde și ne îndătăm spre a treia masă caldă pe zi, acces la servicii sanitare, adică se poate face o baie, să se asigure îngrijire medicală de privire. Eu vă spun, una oferă primăria, două le oferă organizațiile non-guvernamentale. Aha. Vreau să știți că există, de exemplu, programul O Masă Caldă, făcut de societatea civilă, niște oameni extraordinari. Așa. Care au adunat și ei, noi am pus la dispoziție un spațiu unde doar sunt îi prepară mâncarea. Sunt firme de tehnologie din Cluj care finanțează exact, O Masă Caldă. Este extraordinar acest lucru. Și vedeți, ei au întors ceva comunității și fiecare persoană fără adăpost din acest oraș are o masă caldă asigurată datorită implicării societății. Ceea ce înseamnă că, asta v-am spus, ultimul lucru pe care îl spun ca strategie este eco, not ego. Deci ecosistem înseamnă a lucra împreună, a sta mână, a construi. Noi cu mediul de business, cu societățile din domeniul inovării, punem mână de la mână. Noi am pus, de exemplu, un spațiu, ei au venit cu bucătăria și cu resursa financiară și sigur o masă caldă. Dar un exemplu banal. Sau cursurile de pregătire. Am văzut generatorile care sunt finanțate de firme și arată fiecare ca o grădină. E un parteneriat, pentru că este și imaginea lor, dar este și imaginea orașului. Fiecare deci ați reușit de la să lucrați bine cu firmele, nu doar să vă le trimiteți controle pe cap. Nu, pentru că principalul meu obiectiv, așa al nostru, este prima dată să previi. Prima okay. dată atenționez, prima dată ajut. Pentru că nu toți au informații necesare. Prima dată te informezi, a doua oară ți-atrag atenția, a treia oară trec la sancțiuni. Dacă nici după ce te-am informat, nici după ce ți-am atras atenția, nu te conformezi, trecem la acest lucru. Și spuneam de această viziune de ecosistem, nu de egocentric, ecosistem. Nu primarul este cel mai important om în oraș, nu el decide ce e important și ce nu e important pentru oraș. Pentru că asta înseamnă să blochezi dezvoltarea lui dacă rezum totul la primar. Nu, primarul trebuie să folosească... Vă simțiți bine rolul ăsta așa de primar? Îmi place să colaborez cu oamenii. Ați ajuns să vă identificați cu ideea de primar. Nu, eu reprezint orașul, atât, nimic mai mult. Dar nu pun ego-ul meu și știu că fiecare om are niște ambiții, niște orgolii. Ce ambiții mai aveți? Deoparte. Ce ambiții mai aveți dumneavoastră? Să trăiască oamenii bine la Cluj. Ce mai mare ambiție pe care poți să o ai. Majoritatea oamenilor... Nu stați în campanie, deci mai ziceți-mi și altceva decât... Astea sunt normale. Te aștept să le zică un om. Dar mă aștept să aveți și dumneavoastră o latură egoistă, să aveți o ambiție. Adică. Atunci când vă duceți acasă, ce fel de casă v-ați dori? Da, nu, au știi cum era vorba, dacă până la 20 de ani ai fost frumos, până la 30 de ani, nu știu cum, până la 50 de ani bogat, no, mai gata, dacă nu mi-o trebuie, nu mai merge. Aici am încărcat ieri. Și stațiile electrice gratuite, pentru mașini electrice gratuite. Aveți o parcare genială aici.
m-a costat doar 70 de lei pentru 5 ore. Da, asta v-am spus. Dar vorbeam cu prietenii. E nepopulară, dar eficientă. Vedeți, poți să-ți găsești loc de parcare la ora asta în oraș. Exact, la chestia asta mă gândeam. Pentru că altfel, dacă era ieftină, era plină. Pentru că, oricum, acum, la nivelul ăsta, că noi am crescut de la 5-6 de mii de mașini la 200 de mii de mașini în oraș. Asta e o nebunie. Și evident că mulți îmi spuneau, domnule, vreau să mă ajung în centru, să-mi plătesc o taxă, să mă duc nu știu unde, nu mai găsesc un loc de parcare. Și atunci, după politicile altor orașe și noi am luat o decizie nepopulară, am ridicat taxele în centrul Clujului la un nivel mai mare decât în cartiere, dar poți să găsești un loc să stai o oră și să lași mașina în condiții de siguranță și decente. Deci partea aceasta care ține cu mașini electrice. Avem două obiective. Primul, astăzi o treime din flota de transport public este electrică. Suntem autobuze, trolebuze, tramvai. Este un autobuz electric, astăzi sunt 21 în circulație, în iulie vom avea 41 de autobuze electrice în circulație și credem noi că vom fi... Cât avem noi la București? Da? Mă abțin cu greu să nu fac comparații. Dar vrem, ambiția noastră este să fim orașul din Uniunea Europeană cu cel mai multe autobuze electrice pe cap de locuitor. Asta este ceea ce ne dorim. 2. Până în 2025, întreaga flotă de transport public să fie electrică. Adică ne transport nepoluant, pentru că vă dați seama de la 200.000 de mașini, dacă și toate elementele de transport public sunt poluante, agravăm această stare. Obiectivul este să fie electric. 3. Și a doua componentă este ca și partea de taximetre să începem să o ducem spre electric. Vrem să modificăm regulamentul local ca licențele care se retrag să fie date numai pentru taximetre electrice și să modificăm legea națională astfel încât în marele orașe aglomerări peste 200.000 de locuitori să ne dea posibilitatea, pe lângă numărul de licențe standard, una la 1.000 de locuitori, deși la Cluj este foarte puțin atâta, să avem una, 100-200 de licențe pentru taximetre electrice, ca să dăm și aici semnalul pentru transport. Și de asemenea, încurajarea mașinilor electrice prin oferirea deocamdată a stațiilor de încărcare gratuite. Și avem și aici, în parcarea pe care ați văzut-o, și în parcarea de la primărie, avem stații electrice și pe lângă obligativitatea acum... Dar vă dați seama că, mă scuzați că vă întreb, dar vreau să vă adaug ceva pe ideea asta. Eu conduc și o mașină electrică și ca să încarc în Cluj trebuie să mă orientez ori între un hipermarket, ori parcarea asta din centru. Am avut vreo 2-3 locuri, nu merg întotdeauna toate foarte bine, dar slavă Domnului, măcar aici găsești câte ceva. Stăm de vorbă cu cineva din primărie care spunea, păi cum, avem o grămadă. Și zic, da, voi sunteți foarte avansați față de restul orașelor, dar pentru valul care o să vine de electrificare, parcă e puțin. Nu, obiectivul e aici să rezolvăm așa. Cum faceți să rezolvăm asta? Pentru că în Norvegia, în toate parcările sunt așa. Asta este soluția. Deci noi am impus acum două lucruri în parkingurile private sau publice existente sau care se creează. Obligatoriu locuri pentru biciclete. În orice parking, care se face și cel existent. Să luăm câteva locuri de parcare și să le transformăm în locuri de parcare pentru biciclete. Așa. Și doi, fiecare parking să aibă stații de încărcare electrică pentru mașini electrice. Deci fiecare parking public și privat urmează să-mi decide specialiștii, dar câteva în fiecare parking să fie la dispoziție. Dar vă dați seama că dacă tindem către electrificare până în 2025, măcar un sfert, după aia jumătate... No, vorbeam de transportul în comun care să fie acesta. O să vedem asta și la... La cetățeni. La cetățeni, mai ales într-un oraș cum e Cluj, unde oamenii au venituri peste media țării. Ba, crește numărul de... O să crească, crește. Adică aveți o grămadă, am văzut mașini Tesla, Nissan, Leaf, pe stradă, Zoe. Sunt deja de ordinul zecilor, nu de ordinul sutelor, de ordinul zecilor deocamdată. Dar vor apărea și asta înseamnă că și noi pregătim viitorul, ca în toate parkingurile, și nu sunt puține, și sunt acum, de exemplu, 12 parkinguri publice care sunt în diverse faze de construcție. Toate aceste parkinguri vor avea stații de încărcare pentru mașini electrice. Și pentru a ne proteja sănătatea noastră și a copiilor noștri, avem nevoie ca nu toate mașinile care sunt foarte poluante să mai poată sta în trafic, pentru că asta ne afectează pe fiecare dintre noi. Și dintre cum noi. O să faceți asta? Vom vedea întâi legea națională, pentru că România fiind stat național unitar, trebuie să fie o reglementare națională, care sper că va veni ca să pună în loc la ceea ce s-a eliminat, pentru că s-a eliminat, dar nu s-a pus nimic în loc pentru a crea o barieră, și prin încurajarea celorlalte mijloace alternative de transport public, în primul rând, prin încurajarea mașinilor electrice, prin încurajarea formelor de sharing, altele, pentru că, repet, viitorul nu mai aparține mașinii. Ne-am construit în jurul mașinii toată viața. Tot universul nostru a fost construit în jurul mașinii. Și locul de muncă, și locuința, și totul a depins de mașină, cum ne mișcăm. Acum acest lucru nu mai este valabil. Eu le spun părinților, în Uniunea Europeană deja părinții nu le mai cumpără mașini copiilor ca formă de premiere, de recompensă, de apreciere. Nu! Pentru că o mașină 90% din timp stă în garaj sau într-o parcare și îți creează probleme. În al doilea rând, nu poți să te deplasezi cum vrei tu și cum vrei în orașele mari aglomerate, când ai formele de sharing, de la car sharing, dar și la bike sharing, la piste de biciclete, mersul pe jos, și strategia orașului nostru este de a construi
un oraș prietenos cu mersul pe jos. Mersul pe jos și sharing-ul. Și sharing-ul plus pista de bicicletă. S-a dat vreo amendă la vreun șofer de Uber în Cluj? Da, multă. Păi aici e primul oraș unde s-a interzis din nefericire sau din fericire. Până s-a pus la punct legislația, da, așa și este. Și o să rămână interzis Uber aici? Cât timp legea națională, așa eu este. Eu am luat un Uber zilele trecute și am luat și un Bolt. O fac pe chestiunea, o fac pe chestiunea lor. De ce îi opriți? Dacă nu îi opriți, legea națională îi oprește. Deci dar care e părerea dumneavoastră? Că legea națională s-ar putea, e discutabilă. Eu vă spun un singur lucru. Așa. Acum a intrat ordonanța în vigoare care interzice, eliminând sintagma repetat, nu poți să folosești altceva decât sistemul de taxi. Eu susțin formulele de sharing, dar trebuie asigurată concurența loială. Pentru că ce spun toți, este doar asigurați cadrul. Eu sunt de acord și Uber, și Bolt, și toți care doresc. Da, dar să aibă egalitate de tratament cu sistemul de taxi, pentru că ce spun cel de la taxi? Adică ce le lipsește? Deci eu, domnule, eu fac inspecția periodică odată la 6 luni, mă costă. Eu plătesc pentru autorizarea și pentru acreditarea ăla care emite bilete acelui dispozitiv, plătesc bani în fiecare timp ca să mi-l omologheze. Plătesc nu știu ce taxe în plus. Dacă și ceilalți ar plăti un asemenea nivel de taxe, e concurență e binevenită. Dar să nu existe concurență neloială, pentru că dacă se elimină acest element, eu repet, sunt și voi susține aceste formule. Deci ce ar de trebui să se întâmple? Să se modifice legislația astfel încât și cei de la Uber, cei de la Bolt, de la Club, să fie plătitor de un nivel de taxe comparabil cu ce plătesc și ceilalți. În momentul acela s-a închis toată discuția. Deci nivel de taxe similar cu taxiurile, exact, să fie și ITP-urile regulate. Să fie egalitate de tratament. Cam nu mă prind și vreau toate chestiunile tehnice. Cred că asta ar elimina această dispută din societate, de ce ăia și de ce nu ăia. Egalitate de tratament, pentru că dacă suntem în economie de piață, trebuie să asiguri concurență loială și legea asta cred că ar trebui să asigure această dimensiune. Dar pe mine mă interesează mai mult să plec de acasă și să ajung unde am treabă, decât să petrec timp în mașină. Asta este ceea ce încercăm să cultivăm cât mai mult, să vadă oamenii că, de exemplu, dacă s-au urcat în autobuz, uitați-vă, am venit din celălalt colț al orașului, au trecut doar... Am plecat și 8 minute, este și 35. Cu 20 și ceva de minute și am parcurs oraș când, dacă stai în trafic cu autobuz, distanță parcurs numai pe jumătate. Deja cu autobuzul ai ajuns practic în celălalt colț. Asta e concurență neloială. Asta înseamnă respect față de timpul cetățeanului și prioritizarea transportului în comun, dar oamenii nu vor folosi transportul în comun dacă nu vor avea condiții de calitate și să respecte timpul. Câte grade sunt afară? Sunt vreo 20 și merge aerul condiționat în autobuz. Să știi că nu merge pentru că suntem noi aici, pentru că face parte din sistemul lui de ventilație și de circulație. E normal să fie dar așa. Dar oamenii ăștia care sunt aici sunt convins că cel puțin jumătate dintre ei au și mașină. Pe logica de mai devreme. V-am spus că tot o mașină la două persoane în orașul și acesta. Și oamenii ăștia au ales să meargă cu autobuzul, nu să iasă cu mașina pe același traseu. Asta este începutul schimbării mentalității, pentru că m-am uitat la ce s-a întâmplat și în Uniunea Europeană. Și ei și-au desființat trotuare ca să facă mai mult loc pentru mașini, au desființat locuri de parcare să facă lucruri pentru mașini. Și au ajuns. Ai creat mai multe locuri pentru mașini, au avut și mai multe mașini. Asta este problema. Că nu se rezolvă problema. Deci opriți îmbunătățirile de infrastructură, adică o îmbunătățim invers. Adică suntem orașul cu cele mai multe spații care au fost luate de la mașini și date cetățenilor și spațiilor pietonale. În zona centrală, dacă ați fost la o cafea în zona centrală, unde sunt terasele acelea, se știa că până acum 2 ani era o bandă de circulație. Era bandă de trafic. Și parcări și circulație, da, era o bordură și toți cei care veneau să beau o cafea în centrul Clujului, lăsau mașina și mergeau să beau o cafea acolo. Nu, am eliminat parcările, am făcut spațiu pietonal, spațiu de terase, spațiu public unde se bucură toți clujenii și toți cei care ne vizitează. Deci, ideea de a lua spații și a fi reconvertite la ceea ce înseamnă mers pe jos, la ceea ce înseamnă spații pietonale, spații de socializare cu calitate urbană. Luăm de la mașini și de la oameni. Asta e principiul, care e foarte nepopular. Multe înjurături la adresa primarului. Dar asta spun că în timp, cât de des, că nu m-au înjurat când am luat latura diesel și am transformat o spațiu pe e bun primarul ăsta, ne-a luat. Nu s-a întâmplat nimic în oraș. Lumea circulă la fel de bine sau la fel de prost. Nu s-a schimbat nimic în componenta asta, dar s-a schimbat o mentalitate și am creat foarte multe spații pentru cetățeni și pentru calitatea mediului nostru. Acum sunteți departe de a rezolva și de a mulțumi cu toată lumea. Acum eu stăteam de vorbă cu niște clujeni care îmi spunea că 25 de minute li se pare trafic infernal. Nu asta știți ce e prin București, 25 de minute e parfum, dar chiar și așa, totuși, Clujul nu e un oraș atât de mare și 25 de minute se simt. Pentru că sunt mulți oameni care au venit aici că au vrut un stil de viață un pic mai relaxat. Aveți o mare problemă cu Floreștiul. Da. Este marea provocare a orașului nostru, pentru că cei din Florești sunt tot clujeni până la urmă, 90% dintre ei lucrează la Cluj. Și aici avem două proiecte pe termen mediu și lung. Primul proiect este în lucru centura metropolitană a Clujului, care vine de la Gilău, Florești, Cluj
și se leagă cu cealaltă centură de la Pachi de la Vâlcele, de 38 de kilometri, care ne permite să scoatem traficul de tranzit nenecesar și să aibă posibilitatea să ocolească Clujul sau să ajungi la un loc de muncă din cealaltă parte a orașului. Dar dimineața și seara nu rezolvați mare lucru. Nu, dar rezolvăm pentru că dacă treci, pentru că astea, ca să ajungi într-o parte în alta orașul, în principiu numai prin centru poți să mergi. E, acum, prin această centură metropolitană, vom avea ocazia să ocolim orașul cu multe intrări și ieșiri din Cluj pe această centură. Se va rezolva cam 30% din aglomerații cu această centură. Deci e în lucru, noi am luat de la guvern. E lucru. Da, se lucrează la proiectul și autorizația de construcție a proiectului mobil. Încă un an, doi, obiectivul este, obiectivul este ca în 1 ianuarie 2024 din fonduri europene să se circule pe această centură. Sunt 150 de milioane deci, de euro. Deci cei care stau în Florești mai au nevoie de 5 ani de răbdare. Da, asta este realitatea, pentru că oriunde în lume centrul este de sunt 38 de kilometri, nu se pot face peste noapte și așa noi ne-am bătut să luăm de la guvern, pentru că guvernul nu a demarat lucrările, să facem în locul lor partea tehnică. Și al doilea proiect, da, care este pe termen mediu, este tren metropolitan integrat cu metroul. Ok. Asta înseamnă că... Integrat cu metroul? Da. Adică metro ce înseamnă ușor? Asta? Metro de... Nu. În afara Clujului, metro de suprafață, în interiorul Clujului subteran. Și din Florești până la Puduirea, exact de unde ne-am urcat noi în autobuz, 16 km, vor fi stații de metrou. Apucați să le vedeți dumneavoastră făcute? Cu siguranță da. E un proiect pe 10 ani a Clujului, pe care îl avem în vedere și care, la momentul de față, ne aflăm în procedură de licitație pentru realizarea studiilor de fezabilitate, astfel încât să se poată realiza. Și celălalt proiect complementar... Asta apucați metrou, care nu există încă în Cluj? Nu există. Și nu mai există în afară de București niciun alt oraș din România. Clujul va avea prima dată după București metrou, dar după tehnologie ultramodernă, de ultimă generație, cu toate avantajele. Păi am văzut ce înseamnă să încerci să bagi în drumul taberei, nu se mai termină. Și vă spun un lucru, va fi mult mai ușor să construiești un metrou de la zero decât să-l modernizezi pe cel existent. Pentru că a aplica noua tehnologie e mult mai greu pe cel existent decât de a construi de la zero. Băgați săpătoarele alea care vin și... Alea care fac rapid, nu mai e nevoie de captatoare pentru că va fi alimentat electric cu baterii, nu va mai fi nevoie să ai captatoare, deși aria de săpare va fi mai mică, toate sistemele astea de ticketing moderne vor fi integrate astfel încât să se facă mai repede și cu costuri mai mici. Și pe al doilea proiect este trenul metropolitan. Pentru asta. Undeva se duce spre 1 miliard de euro tot acest proiect. Pe produce orașul ăsta de 1 miliard? Nu, dar avem 3 scheme de finanțare europene pentru că este eligibil pentru ce înseamnă mobilitatea alternativă și vom avea din exercițiul financiar următor 2021-2027 inclusiv bani europeni pentru că suntem calificați, banii din resurse locale, bani din resurse naționale și bani din mediul privat. Este un parteneriat în care toate aceste părți vin și pun resursa financiară să se poată. Și al doilea proiect este trenul metropolitan, care presupune utilizarea liniei de cale ferată existente și de a crea mai multe stații pe teritoriul Clujului la aceste zone, astfel încât de acolo, cu transportul din acesta public, să creăm stații în care să meargă să ia oamenii, să ducă oamenii cu transportul public, astfel încât și cei din Florești, din Gilău, să poată, din Baciu, să poată ajunge în Cluj utilizând partea de cale ferată, creându-se o conexiune între, de exemplu, Gilău și calea ferată, astfel încât oamenii să poată veni și spre cu transportul public spre Florești și să pe eu înțeleg linia asta. Aceasta de trenul metropolitan. Dar intrăm în chestii foarte concrete. Haideți să simplificăm un pic lucrurile. Sunt mulți care se uită din alte orașe și vă aud să vorbim, dar aveți în minte tot planul, știți exact. Nu sunt în lucruri, deci nu sunt povești. Ia, asta zic. Asta vreau să vă spun, dar că sunt în licitație aceste procedure astăzi. Deci noastre sunteți sigur că le veți face, aveți planul făcut, aveți oamenii da, cu care se implementează. Păreți așa un caz total aparte în țara asta și din nou, nu e o chestie de laudă, dar eu încerc să înțeleg ce nu au ceilalți, ce nu se întâmplă în celelalte orașe. Că sunt, și noi să aveți multe lucruri de rezolvat, dar în continuare este mult mai bine față de alte orașe care par încremenite în 90. Eu cred că ce ne lipsește celorlalți? Eu cred că țara noastră se schimbă treptat, în bine. Cam lent, totuși. Și la fiecare comunitate, la fel ca și fiecare persoană, are ritmul propriu individual de evoluție. Noi avem marele avantaj la Cluj de a avea oamenii, talentele, resursa umană extrem de asta bună. Asta nu e noroc. Norocul și, cel cam faci. Și noi, și eu cred că așa a doua chestiune și de atitudine. Așa ce v-am spus mai devreme. Eco, nu ego. Încearcă să iei bun de la toată lumea și să-i ajuți pe cei care produc și au avantaje pentru comunitatea ta. Adică să-i susții. Dacă cel din inovare e foarte bun, susține-l. Dar ce dacă nu cel au din ce, universitate celelalte orașe? Bun. De ce nu vedem genul ăsta de evoluție vizibilă de la un an la altul și în alte orașe mari din țara asta? Sunt puține în care se mișcă ceva. Eu cred că se mișcă și celelalte orașe.
văd multe lucruri pozitive, multe orașe din țară, nu mă pronunț în locul lor pentru că n-am competență. Ce altor orașe în afară de Cluj vă place? Uitați, și Timișoara și Oradea sunt lucruri care arată foarte, foarte bine. Eu spun că și București în bună parte evoluează. Bun, sunt, e oraș cu dimensiune de capitală, dar și are probleme probabil mai complicate. Eu pun uriașe. Da, e adevărat că noi avem... Cât aveți comparat cu București ca buget? Dacă capitala are câte vreo 1,2 miliarde de euro, noi avem în jur de 300 de milioane de euro. Deci de, un sfert. De 5 ori mai mic decât bugetul Bucureștiului. Și cu toate astea, în București cumpărăm autobuze turcești și noi s-ați băgat autobuze electrice și autobuze noi care arată mult mai bine. Nu știu care a fost raționamentul la București. Noi am spus că avem vorba aia ardelenească. Adică lângă noi un Mercedes nou. Sunt prea sărac să-mi cumpăr haine mai vechi. Trebuie să-ți cumpere de la început haine bune, potrivite, pentru că ele îți asigură calitate și dă oamenilor încredere că facem lucru bun. Cât a fost din banii primăriei, cât a trebuit să finanțați? 85% au fost fonduri europene, 15% banii primăriei. Oricât de răi am fi noi cu oamenii de la care sunt în poziții de conducere, dar nu este destul de greu. Adică, da, aveți niște probleme de rezolvat în comunare foarte mari, cum este Floreștiu, calitatea aerului, mai aveți niște chestii de infrastructură. Bă, dar măcar aici, vorba aia, măcar aici se mai schimbă ceva. Și peste toate lucrurile astea, mai vin un TIF, mai vin un Untold, mai vin niște din astea care schimbă cu tot. City never sleeps, orașul care nu se doarme niciodată. Și în orașul care toți cetățenii sunt tineri, dar de vârstă diferită. Asta e important să le țină. Aveți toate textele bune. Cu argumentele necesare. Că dacă ești tânăr, are toată mentalitatea și toată atitudinea pozitivă despre viață. Da. Și simt pozitiv, gândește pozitiv și încearcă să pui accent pe lucrurile bune care te unești și nu te dezbină. Și atunci, măcar cât mai multe lucruri bune se întâmplă. Mie mi este cel mai frică de eventuală recesiune, nu că o să vă oprească, ci doar o să vă citească puțin pe dumneavoastră, dar toate celelalte orașe din țara asta o să pară de pe altă planetă și riscați să deveniți o chestie ciudată în toată țara. De aceea, exemplul ăsta al unui oraș care funcționează, care poate să evolueze în ciuda tuturor problemelor românești de care ne putem lovi în fiecare zi, trebuie cumva adaptat, preluat, îmbunătățit și în alte locuri. Dar oricum, pentru cei care vin din afara orașului, e un pic de stres până găsești unde se oprește. Acum, noi, dacă ați observat, avem foarte multe puncte de informare cu afișaj electronic, unde sunt trecute numărul de locuri de parcare disponibile la parcările primării, la parcările din oraș. Și vezi, la parcarea de primărie din 350 de locuri mai sunt 100 de locuri libere. La polivalente și la stadion avem 350 de locuri de parcare. Uh-huh. Vii și lași mașina acolo și pe 8-10 minute ești oriunde pe jos în oraș. De exemplu, parcările de la stadion și de la sala polivalente. Și avem la intrările uh-huh. în oraș exact afișate numărul de locuri de parcare disponibile în timp real. Plus pe că pe telefon poți să iei să vezi în orice moment numărul de locuri de parcare din oraș, pentru că nu degeaba suntem un smart city, spun eu. Ceea ce mai avem aplicația Cluj Parking, te-ai uitat pe ea și ai văzut exact numărul de locuri de parcare libere în momentul de față. Și dacă stau în stație să... Deci Cluj Parking, aceasta este aplicația, da. Cluj Parking și poți să vezi... Și poți să las mașina într-un parking unde găsesc loc, mă duc repede la un autobuz unde văd în câte asta minute este ideea. Vine autobuzul. Asta este ideea, să-ți corelezi și tot poți să-ți faci programul de pe telefon în acest moment, să ți-l faci liber. Domnul primar, unde vă faceți concediile noastre? Apoi nu prea apuc să mă duc în concedii din nefericire, asta e marea problemă, că aici familia cea care suferă din nefericire în viața asta publică, pentru că dacă trebuie să vrei să faci treabă și performanța administrativă, nu prea poți să ai treabă cu concediile. Galea, serios? Nu. Mai mult de 7 zile n-a fost plecat niciodată în concediu din când sunt primar. Maxim 7 zile, de obicei vara, plecam o săptămână cu aletita, tot concediu pe care l-am avut de când sunt în funcția publică, o dată pe an 7 zile. O dată pe an 7 zile. Asta este ceea ce... Bine, și cred că și la 7 zile de vă găsește cineva. A, bun, e obligatoriu că totdeauna apare câte o urgență și nu mai ai ce să faci, dar te duci mai departe pe ea, mai departe. Care este proiectul cel mai mare pe care aș vrea să-l vedeți făcut, în afară de metro? Da, departe metro, e cea mai mare provocare. E cea mai mare. Da, de departe, proiectul dar, cel mai mare. La doilea Cluj Innovation City. Dar haideți să ne uităm un pic în față la peste 10 ani, haideți să ne uităm la 20-30 de ani. Dacă tot este Clujul între orașele cele mai progresiste, cum vedeți viitorul? Pentru că știu că ați introdus un pic de inteligență artificială pe la primărie, suntem conștienți că orașul trebuie să se brandească pe inteligența artificială. Și dacă trece pe inteligența artificială, vă dați seama că dacă noi să mai stăm la primărie câteva mandate, următorul mandat ar putea să fie al unei inteligențe artificiale. Noi vrem să avem și deja în derulare proiectul cu primul funcționar public virtual.
Antonia se numește. Asta înseamnă că ăla lucrează 24 de ore din 24 de ore. Dar nu e ca Sofia, că Sofia nu e prea deșteaptă. Sofia. Am văzut-o pe Sofia. Are niște butoane în spate așa. Acolo, dar Antonia noastră, practic, cine va ajuta inteligența artificială? Se eliminăm complet cozile, se eliminăm ștampirele, orice sursă de corupție mică. A scos hârtia din primărie, am auzit. În bună parte, dar mai avem încă. Pentru că fiecare ștampilă este o sursă de corupție, teoretic, în România. Ștampila e sursă de corupție, ce-mi place asta. Da, pentru că, bă, mică, cine nu, nu are de mică corupție, de mica corupție. Și buceala aia care enervează pe cetățean. Aia e ștampila. Uzura aia. Așa, și atunci ce face? Prin partea asta de digitalizare și inteligența artificială, totul devine digital și cetățeanul își încarcă și își primește de semnătură electronică. Hai să le pigem în viitor. Dispare ștampila, dispare hârtia, avem funcționarul public care este o inteligență artificială. Poți să vă mai spun o poveste cum arăta fabrica viitorului. Am citit și eu într-o carte, zice că fabrica viitorului, aia care face astăzi mașini, va avea doar doi angajați, un om și un câine. Omul va fi acolo să hrănească câinele și câinele va fi acolo să-l împiedice pe om să se atingă de computere și de roboți. Asta e fabrica viitorului. Dar pentru eu vă spun omul așa, e failibil. Eu vă spun un singur lucru, să nu ne temem de inteligența artificială, să nu ne temem că vor apărea roboți în viața noastră. Roboții vor lua numai muncile repetitive, alea care astăzi ne enervează și ne plictisesc. Nimeni nu va putea crede lua... Credeți sincer chestia asta? Cu siguranță cred. Nimeni nu va lua slujbele care încă nu au fost inventate. Că inteligența artificială va crea slujbe care astăzi nu există. Acelea nu le poate lua, repet, robotizarea, iar în spatele procesului de robotizare tot omul stă, pentru că la programează. Și după care vine întrebarea aceea. Și de aceea Clujul trebuie să se brandească, pentru că de acolo vin slujbele viitorului. De acord, dar cum facem să liniștim pe cei care spun: păi da, 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 dar dacă vin roboții să măture strada, ce facem cu oamenii care mătură astăzi strada? Păi asta v-am spus, că 20% din slujbele existente vor dispărea, dar vor apărea alte 20% din slujbe care astăzi nu există. Și noi putem imagina că le există, deci așa. Da, cum... Dar ce facem cu oamenii cu calificare slabă? Uitați-vă cum s-a întâmplat cu agricultura, exemplu, din America. Era 98% nemecanizată, s-a introdus mecanizarea, aproape 90%. Și ce, s-a creat șomaj din agricultură? Dar și la noi s-a întâmplat la fel. Deci asta vă spun. Bunicii noștri trăiau de pe urma câmpului. Apar slujbe noi care astăzi nu există. Ce important este ce facem noi la Cluj, să investim în educație. Astăzi, la Cluj, toate școlile sunt conectate la internet cu calculatoare și dotări de ultimă generație, astfel încât copiii să învețe de pe băncile școlii tot ce înseamnă digitalizare și tot ce înseamnă infrastructura asta modernă și profesorii să aibă șansa să se pregătească, că e foarte important asta. Uh-huh. 20% din taxele pe care le plătesc cu se întorc în educație, în mod obligatoriu. Spun asta pentru că investiția în educație este de departe cea mai sigură investiție din lume, că nu are grijă falimentului. Nu falimentezi niciodată când investești în educație. Comisarul European, numai ca să aveți impresia asta globală, Comisarul European pentru Digitalizare, Maria Gabriel, a spus așa: slujbele viitorului vor presupune 90% cunoștințe digitale. Astăzi, în Uniunea Europeană, din cei 500 de milioane de cetățeni Uniunii Europene, doar 44% dintre ei nu au abilități digitale. Deci, repet, la nivelul întregii Uniunii Europene, nu doar la nivelul României. Da. Și peste 90% asta înseamnă să investim în ce înseamnă tehnologie și digitalizare. Ei, asta facem noi la Cluj, să ne pregătim pentru viitor. Pregătim prin informatizare, digitalizare, prin cunoștință. Știți că la Cluj avem inclusiv cursuri asigurate în parteneriat cu firmele de profil adunate în Consiliul Consultativ de Inovare și IT, cursuri pentru pensionari, cum să folosească tehnologia digitală. De la cum să trimiți un e-mail de la Facebook, de la internet, de la partea care ține de WhatsApp, de la partea cum să... Instagram, mama e pe Instagram, mama e pensionar și pe Instagram. Sau cum să-și plătească taxele locale, cum să se uite pe internet, să-și completeze orice în format electronic. Sunt cursuri speciale. Și, le facem la centrele pentru pensionari și, de asemenea, firmele ne asigură traineri care merg acolo și fac aceste lucruri. Avem singura... Auziți? Vedeți că am început să vorbim în șoaptă în autobuz? Oare de ce? Deci că a zis că s-a terminat emisiunea și am crezut că vorbim între noi. Nu s-a terminat. Da, vorbim în șoaptă pentru că e liniște, nu e zgomot, se aude doar vâjuitul de la aer condiționat, suntem prea relaxați. Bine. Eu insist cu discuția despre viitor. Aș vrea să mai vorbim un pic despre orașul viitor. Da, rog. Deci dacă băgați deja un funcționar public cu inteligența artificială, dacă acești funcționari de inteligență artificială devin din ce în ce mai buni și le rezolvă oamenilor problemele fără fricțiuni, fără ștampilă, fără hârtie, cam câți angajați ar trebui să aibă primăria viitorului? Oameni. Nu mai mulți decât acum, cu siguranță. Da, probabil sigur că se va reduce cu o treime. M-am uitat la ceea ce a făcut Estonia, care este prima țară digitală din Uniunea Europeană, când totul e digital, inclusiv cetățenia poate fi și buletinul, tot e digital, nu mai există hârtie în administrație. Bine, e o țară mică, într-adevăr, și se poate implementa, dar n-ai modelul la care tindem.
Și mi spuneau primarul din Tallinn, cred că cu o treime s-a diminuat numărul funcționarilor de acolo prin digitalizare, dar au apărut alte slujbe noi, pentru că asta vreau să vă spun. Odată cu digitalizarea apar lucruri noi care astăzi nu există, care trebuie și să... Și luăm omul de la ștampilă și îl punem să facă altceva. Face altceva și face munci creative, nu plictisitoare. Pentru că, de fapt, roboții și tehnologia asta vor lua muncile astea care sunt plictisitoare și care okay. ne enervează. Și vom avea mai mult timp pentru creativitate, pentru imaginație, pentru ceea ce este esența ființei umane. Asta, asta e promisiunea. Crea... Nu, nu, asta se întâmplă. Multă lume crede că e doar o promisiune. Nu, asta se întâmplă deja în timp real, pentru că, dacă puteți vedea, ce ne imaginam noi, comerțul electronic acum 20 de ani, 30 de ani, pe acum giganții ăștia Amazon sau Alibaba au sute de mii de angajați în toată lumea, slujbe care au apărut peste noapte, care se ocupă de alt timp. Deci vedeți, au apărut, de exemplu, doar în domeniul acesta. Auziți, sute de mii de slujbe noi. Aici nu e România, arată este mult prea bine. Stadionul și sala polivalentă făcută de noi aici la Cluj, aici am desfășurat cele mai importante competiții europene, am avut și campionatul european de basket, campionatul european de gimnastică, plus meciurile Simonei Halep și întregii echipe naționale a României aici în sala polivalentă. Și cu ce bani ați făcut și pasia? Asta a fost complet făcută din banii locale, sala polivalentă, că dacă așteptam după bani guvernamental nu terminam niciodată. La stadion, așa cum a primit și Arena Națională, a primit o sumă de bani undeva când 10% din valoare. Când eram la guvern, primele două arene mari, arena de la Cluj și de la București, au primit o susținere din partea guvernului. Mult mai mare la București, mai mică la Cluj. Chiar și așa noi nu avem în România. Dar asta e făcută complet din banii clujenilor, să știți. Multe critici am primit atunci când am făcut acest proiect. Și? Dar acum toată lumea spune foarte bine, pentru că am reușit să atragem tot ceea ce este competiție de ținută europeană, pe lângă cele naționale, aici la Cluj. Okay. Și este, după părerea mea, un model de bună practică, are toate dotările și facilitățile moderne, de la cub video, la sistem de reclamă electronică. Dacă construiești ceva, va atrage ceva. Asta este ideea, că a adus mult, s-a adus întreit ca beneficiu pentru ceea ce am reușit să aducem la Cluj. Fără această infrastructură n-am fi avut aici nici campionatul european de basket, nici campionatul european de gimnastică, nici Antoldu, nici alte evenimente majore pe care le-am avut la Cluj. În fiecare săptămână sunt un campionat european de tenis. Asta mă mai duce la ceva. Noi nu mai avem în România niște târguri mari, nu mai avem niște convenții astea internaționale. Aici sunt aduse și se pot crea și se pot organiza multe evenimente. Dar o sală de conferințe în asta masivă, așa... Da, ăsta e proiectul la care lucrăm împreună cu Consiliul Județean. Serios? Acum, da, la un centru de conferințe în care să avem săli de cred peste 2000 de participanți și se face undeva în zona aeroportului din Cluj, un centru de conferințe. Ca să fie aproape de important, să fie asigurată infrastructura necesară, asta e zona centrală, parkingul, parcarea... Deci orașul a reușit să atragă nu doar companii, ci și turiști și business din afara orașului. Până la urmă, nu te poți baza doar pe taxe și impozite și nu, niciodată nu vor reprezenta suficient dacă nu reușești să generezi un ecosistem din acesta pe orizontală și verticală care să-ți aducă resurse financiare în oraș. Deci, cum imaginez așa rolul primarului? Imaginăm că e o găleată, găleata are multe găuri și pui apă și iese apa pe găuri. Sarcina primarului este să umple acele găuri, să pună cât mai multă apă, adică cât mai mulți bani și să acopere găurile prin care ies banii din comunitate. E simplu. Și atunci trebuie să te uiți. Cum poți aduce mai multă apă să umpli găleata? Cum poți aduce mai multe resurse de la investiții, la evenimente, să vină bani în comunitate? Și cum poți să oprești ca acești bani să iasă foarte mult și să rămână aici, să poți construi, să poți dezvolta și moderniza? Și astea sunt politicile publice. Iar pe inovare, de exemplu, noi în strategie nu ne-am propus ca vechile platforme industriale de pe vremea lui Ceaușescu să le transformăm în mall-uri sau în blocuri toate. Dimpotrivă, le-am transformat în clădiri de birouri clasă A, validate energetic, unde să aducem inovarea și IT-ul. Dar ce avem cele mai moderne chiar clădiri... Chiar așa, unde sunt mall-urile dumneavoastră? Sunt două la marginea orașului. Deci dar nu sunt prea avem mall-uri așa în oraș. Suficient, eu cred. Și e nevoie să ai clădiri de birouri clasă A care aduc locuri de muncă bine plătite. Și acolo noi le-am dat 50% scutit de taxă, dar au făcut clădiri verzi, adică clădiri cu o eficiență energetică maximă. Și atunci au venit și IT-ul, au venit și inovarea, pentru că au avut cele mai moderne localități cu putință. Centrul universitar, atrageți business-uri. Până la universitatea este brandul orașului. Fără universități, 10, orașul ăsta nu ar fi ceea ce ar fi. Și de acolo noi am încercat să valorificăm și să potențăm acest avantaj competitiv al Clujului. Mai aveți și clinicile, aveți da, domeniul medical este foarte, foarte puternic dezvoltat și de susținut la Cluj. Aveți ce atrage, aveți ce ține. Și rolul nostru este să le potențăm pe fiecare și să le susținem. Dar în viitor... Ne apropiem de primărie, așa că va trebui să vă folosesc cât de repede, că ne-am ajuns pe zona centrală și mergem înapoi la muncă. Se face o oră de când ne-am apucat. Aproape o oră și am văzut aproape de două ori orașul, batem. Deci în ultima jumătate de oră eu trag de timp, dacă tot v-am prins, mai rar. Mulțumim foarte frumos pentru
pentru aceste șanse. Aici cobor sau la următoarea? La următoarea coborăm, la următoarea coborăm. Deci mai avem câteva minute de... Eu vă mulțumesc pentru timp încă o dată. Cu respect și mulțumim. Și dumneavoastră ne onorează faptul că ați venit la Cluj și ne-ați petrecut de mult timp cu noi și ne-ați dat șansa să ne prezentăm o parte din lucrurile pe care le avem. Amânăm de prea multă vreme. Felicitări și mulțumim. Știți că interviul ăsta se dă pe YouTube. Știu și sunteți foarte căutat și văzut acolo și vă apreciez pentru dinamismul pe care l-aveți. La review de la noi? Foarte multe pozitive. Nu, dar ați văzut un telefon, o mașină din ce publicăm noi? Nu. Nu prea vă uitați. N-am văzut asta. O să mă uit acum mai atent. Da, să le văd astea electrici. Știu că sunteți un pasionat face cu gadgeturi. Cu gadgeturile și la Laurențiu filmează mașinile. Acolo, pe mașini electrice am văzut ceva, am văzut materialul ăla și mi-a spus. Și cu Iulian electrice. Facem podcast-uri, l-am avut pe domnul Borțun recent, am mai avut pe șeful de la Cyber Intelligence de la SRI. Aducem oameni care să putem sta de vorbă și să aflăm chestii interesante. Marea problemă, într-adevăr, a Cyber Intelligence-ului este trebuie să fie mare atenție și la administrațiile locale, pentru că dețin o mare bază de informații, iar nu sunt protejate suficient pentru un simplu e-mail care se deschide către un funcționar al primăriei pe calculatorul instituției, putem să ne vulnerabilizăm complet. Și l-am spus funcționarul din primărie, nici un e-mail privat nu se deschide de pe calculatorul instituției. Vă deschideți de pe telefon, de pe acasă, dar nu vă deschideți mail-urile private de pe calculatorul instituției. Dacă vreți să și ascultați podcasturile noastre, le puteți găsi pe Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast, orice fel de podcatcher vă place, dați-o o căutare cu Buhnici în parcă sunt în Silicon Valley, în San Francisco, așa vorbeau și cei de acolo. Da, nu? Când am fost acolo. Vă felicit. Și numai bine. Toate cele bune.